Purtatul măștii este un subiect controversat. Una din discuții este despre faptul că o mască care a fost purtată mai mult de 3 ore trebuie aruncată, însă tot mai multe măști sunt agățate de oglinzile mașinilor. Cele mai ieftine și cele mai comode măști sunt cele în 3 pliuri. Dezavantajul lor este că nu pot fi purtate pentru o perioadă lungă de timp, deoarece își pierd capacitatea de protecție și obligatoriu ar fi să fie aruncate. Folosiți masca o singură dată sau o refolosiți? Nu o refolosesc, o arunc, da. Și o folosesc pentru că sunt atâtea boli și atâtea ăștia, eu fiind bolnavă și cu diabetul și cu atâtea cu inima, nu. Aveți masca o singură dată sau o refolosiți? Nu mai refolosesc, că nu se trebuiască să o mai refolosesc chiar așa. Păi este teamă? Mi-e teamă. Că sunt multe de venit, multe boli sunt care vin. Zicem că sunt, dar nu știu exact. O folosiți o singură dată și o aruncați? Da, o pun la coșul de gunoi. În acest caz, teama este un sentiment constructiv. O singură dată folosesc, că pot să schimb mai multe pentru că am acasă și nu este igienic dacă o folosesc de mai multe ori. Medicii spun că masca de unică folosință își pierde din proprietăți dacă este utilizată de mai multe ori, deoarece foarte mulți microbi rămân pe suprafața țesăturii. Folosiți masca o singură dată sau o refolosiți? O refolosesc cel puțin 2 zile, 3 maxim. Nu vă este teamă că masca refolosită își pierde capacitatea de protecție? Nu, în general nu. O refolosesc de 2-3 ori. Nu vă este teamă că masca refolosită își poate pierde din capacitate? Nu. Cel mai important este modul și locul cum se păstrează masca de protecție, iar cel mai indicat este păstrarea măștii într-o pungă sigilată, nu agățată de oglinda retrovizoare, de schimbătorul de viteze sau pe bordul mașinii. Masca nu împiedică complet infectarea, dar reduce riscul de răspândire dacă este purtată corect.